caz conform prevederilor articolului 39, alineatul 1 și articolul 117, litera F, din legea administrației publice locale numărul 205/2001, publicate cu modificări și completări ulterioare, și dispoziția numărul 92 din 20.04.2008 a primarului Comunei Orehovei, vă invităm să participați la lucrurile ședinței ordinare a Consiliului Local, ce au loc astăzi, începând din această oră, la 14.30. Următoarele ordini de zi. Supun spre aprobare proiectul ordinii de zi. Dați citire la proiectul ordinii de zi. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de 30.03.2018. Cu 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor Comunei Orehovești, precum și ale autorităților administrației publice locale din Comuna Orehovești de Zăbacău. Inițiator primar Comunei Orehovești. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru Comuna Orehovești de Zăbacău. Inițiator primar Comunei Orehovești. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședinței pentru ședința următoare. Diverse. Primul punct. Primul punct, aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare. Cine este de acord? Unanimitate. A celor prezenți. Câți consilieri sunt prezenți? Doi. Nu știu. Deci, 33-a, a ședinței ordinare. Cine este perentul? Este un amintat, da? Mai de când pot eu și eu. Nu s-a tunat. Acum. Solicit președinților de comisii, Comisia Juridică, Comisia Economică, să prezinte raportul, dacă sunt modificări sau... Domnule președinte al Comisiei Juridice. Comisia Juridică. Avizul favorabil pentru proiectul de hotărâre cu alegerea președintelui ședinței favorabil. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru Comuna Orehovești. Noi am mai adăugat aici, nu a făcut analiză, proiectul, așa, dar trebuie să scris ceva de prevenție. Deci e mai bine să previi ceva decât să... Asta așa a rămas. Fondat. Ca doamna Dorușoara, să mai... Compartimentul ISU să mai vină cu câteva modificări la... Deci la raport sau... de planul de analiză. De analiză. Și de riscuri. Și de riscuri. De prevenție. Și nu deci, de prevenție. Deci analiza și riscurile. Care este expusă comunitatea locală. Păi asta nu știm. Prevenția... Ce să aprobăm noi? Că noi știm planul. Deci ce să aprobăm? Că noi știm care sunt riscurile. Noi dorim ceva de prevenție și voluntarii care sunt azi dacă lucrăm pe riscuri. Este o documentație care trebuie împărmită la nivel de compartiment. Deci o să înțeleg, o să vină, o să vină în altă ședință și activitatea care desfășoară. Normal, asta e planul. Eu nu pot să planul de analiză, intrăm în discuție. Planul de analiză știm și noi ce discurs are Comuna Orehovești. Eu vreau ceva de prevenție, ca să prevenim riscurile respective. Asta era. Deci acest plan se elaborează și se actualizează anual. La nivel de instituție, din cam înțeles, nu a fost elaborat până la momentul de față. Și va fi transmis către instituțiile de la nivel județean pentru a fi și avizat. În cazul în care există anumite nereguli, instituția de la nivel județean, cu siguranță va face recomandări.
zic și eu, fiind specialiști în acest domeniu. Și nu se mai putea aștepta un pic, deci să... Adică era bine întocmit... Noi, da, are aviz favorabil. Și punctul 3, proiect de hotărâre de aprobare achiziționării unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru aparatul apărarea interesului comunului Urechești, precum și al autorităților de administrare publice locale din comuna Urechești, județul Bacău. Comisia juridică a venit cu o modificare la această, ca să-l punem pe ordine zi, să-i dăm aviz favorabil, dar să câteva probleme. Deci noi în bugetul de local de 2018 n-am aprobat o sumă de bani pentru punerea de casă de avocatură. Și dacă totuși e nevoie, deci tot comisia juridică hotărăște ca toate procesele în instanță să fie reprezentate de delegare de către secretarul primăriei Urechești. Așa. Iar în cazul în care sunt procese mai grele cu instituții publice sau așa, atunci să angajăm, să prezinte în ședință procesul domnul primar și să cădem de acord să angajăm o casă de avocatură. Asta e părerea, nu putem să... Și punctul 3 nu poate să... Nu, avocatul angajat nu poate să reprezintă în proces persoane fizice, salariate, din primăria Urechești, cum a spus asta aici. Asta e ideologie. Deci asta e un să scoatem, să scoatem din... Deci dacă scoatem punctul ăsta din... Deci ce vine de la dumneavoastră, cum ați formulat, pe cum și... Da. Ale autorităților administrative publice locale. Să scoatem punctul ăsta. Deci, aici e problema. Dacă îl punem pe ordinea de zi, conform acum l-am modificat noi, da, dacă nu, nu are aviz favorabil. De la Comisia Juridică. Dacă îl modificăm, are aviz favorabil. Dacă nu... Vrei să pui un prieten. Bun. Da, ce dacă nu supunem un plen. Am discutat pe acest proiect de hotărâre. Discutăm la unii discuții. Să vedem ce spune și doamna președinte. Da, vă mulțumesc. În urma discuțiilor avute pe Comisia Economică, avizurile pe materialele discutate au aviz favorabil. Restul se discută în plen și... Mulțumesc. Acum să trecem la punctul numărul 3, care s-a dat citire, să punem discuții. Deci, rog, domnul primar, domnul secretar, ca aș dori să... Dacă sunt persoane care se înscriu la acest moment. Bine, moment. Întâi vă prezentați, cu toate că a spus domnul președinte comisiei, domnul Andrei, și a spus punctul de vedere de ce s-a discutat la comisie. Deci, vreau să prezentați un pic, trebuie prezentați pe la sau hotărârea. Deci ca să dau un răspuns la ceea ce a afirmat domnul consilier Andrei, respectiv la acel amendament, da. Să nu se reprezinte interesele autorităților publice locale. Bun. În expunerea de motive la proiectul de hotărâre care v-a fost înaintat în documentație, dacă veți citi cu atenție, articolul 21 din legea 215, la aliniatul 3, spune primarul, respectiv președintele Consiliului Județean, poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al Consiliului Județean, sau un avocat care să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale, precum și ale autorităților publice locale, respectiv în justiție. Haideți să înțelegem ce înseamnă aparatul de specialitate al primarului. Sunt toate funcțiile, atât de conducere și de execuție, din care secretarul unității administrativ-teritoriale nu face parte. Deci eu, ca secretar, nu pot fi delegat și împuternicit, conform legii, să reprezint interesele autorității, din moment ce primarul și președintele Consiliului Județean sunt reprezentanții legale ai instituției. Pe de altă parte, după cum știți, în organigrama Comunei Urechești, există o funcție de consilier juridic, care este la momentul de față vacantă și care, din păcate, după cum știți, nu putem scoate postul la concurs motivat de ordonanța 90-2017, în care posturile sunt suspendate.
Drept pentru care consider că este necesar și este absolut legal ca acest proiect de hotărâre să fie promovat și totodată interesele Guateului Urechești să fie apărate atât de autoritățile publice locale, cât și de un avocat. Să colaborăm, că nu în toate spețele putem fi specialiști și să rezolvăm toate problemele care se ivesc. Mai ales pe latura fondului funciar, mai ales pe latura civilă, administrativă sau financiară. De aceea este bine să apelăm la un specialist care să ne apere interesele, să reușim să câștigăm litigiile în care comuna este implicată și totodată să asigurăm continuitatea administrației publice locale la nivel de comună. Mai mult de atât. Consiliul local, după cum ați văzut în documentația atașată, achiziția acestor servicii nu este supusă în totalitate legii 98, nu de excepție, deci nu va fi o să zicem, o procedură de achiziție prin licitație sau prin sistemul electronic al achizițiilor, deoarece este o excepție la articolul 38 din legea 98, în care aceste tipuri de servicii nu sunt supuse legii. Pe de altă parte, contractul, după cum ați observat în proiectul de hotărâre, Consiliul Local poate împuternici primarul ca să negocieze acest contract și să întocmească toată documentația necesară în vederea asigurării consultanței juridice. Rămâne să apreciați dacă acest proiect de hotărâre considerați că este bine să fie adoptat sau nu. Domnule primar? Da. Chestiunea este mai complexă decât s-a spus în momentul ăsta. Deci, scopul real este acela de a rezolva o sumedenie de probleme provocate în urmă cu aproape 30 de ani când s-a aplicat legea fondului funciar. E vorba de foarte multe titluri de proprietate cu vicii de proceduri de natură juridică și care trebuie rezolvate pentru că se constată o creștere a interesului oamenilor de a face tranzacții, de a face succesiuni. Atunci, asta înseamnă o încetinire a procesului de a intra într-un cadru cât mai corect acele suprafețe, dar totodată permite să tranzacționeze interesele comunității a oamenilor. Și o altă treabă reprezintă sus revenirea la bugetul local. Pentru că orice tranzacție, orice act notarial pe care ei îl fac, o parte din taxe sunt doar și la noi. Deci este interesul oamenilor ca să își definitiveze situațiile de care le au. Și în felul ăsta am rezolvat o problemă și pentru ei, dar și pentru noi. La o estimare, e vorba de câteva sute, nu-i unu, nu-i doi, nu-i trei, nu-i cinci. Deci câteva sute care au asemenea vici. Și fac o paranteză. La momentul respectiv, în anii 92, 93, 94, cei care sunteți mai vechi și ați mai fost implicați în treaba asta, știți că a existat un interes crescut să se întocmească titlul de proprietate. Nu au fost specialiști suficienți și s-au făcut de către anumiți oameni, anumite persoane, care nu erau specialitate și care nu întotdeauna au reușit să înțeleagă sau să aplice exact tehnologia. Și atunci au apărut asemenea probleme. Totodată, multe din ele au intrat deja în cercetul civil și obligă la acțiune în instanță. Din ceea ce se știe, nici Comisia Județeană nu vrea să-și mai asume rolul de a remedia asemenea situații și transferă competența către instanțe. Deci noi, în situația dată, trebuie să rezolvăm problemele punctual la cei care sunt cu asemenea cazuri și zicem noi că e o necesitate obiectivă pentru că nu poate să ducă doar secretarul. Până acum
câteva cazuri, câteva zeci de cazuri le-am tot rezolvat, noi direct, fără nici fel de sprijin din altă parte, dar nu poți să le duci pe toate, că e vorba de foarte, foarte, foarte multe și care, efectiv, nu ai avea timpul fizic cu care să poți să-ți faci treaba. Și zic că, combinând factorii, mă refer aici la partea administrativă, cei care se ocupă de la compartimentul agricol, împreună cu secretarul, împreună cu mine, dar și cu cel care se ne reprezintă la modul concret, în instanțe, am putea să îndreptăm o mare parte din situațiile care au fost generate, repet, în urmă cu aproape 30 de ani. Deci ăsta este mobilul principal. Acum, cu reprezentare în instanțe de altă natură, mai puțin, să spunem, sunt relevante. Nu uitați că am avut câteva experiențe anterioare noi, cu toți cei care sunt mai bine. Știți că am avut niște procese mai consistente, mai importante, cu care tot așa am mers în instanțe, le-am câștigat, tot de fond funciar, spunând tot așa avocați care să ne reprezinte și să aibă și experiența necesară, și am reușit să obținem rezultate pozitive. Acum, interesul meu este să cheltui cât mai puțin și să fac cât mai mult, în sensul de a reuși să îndrept cât mai multe cazuri care necesită în mod imperativ intervenție rapidă. Că sunt depuse la noi, la Comisia Locală, pentru reglementare. Și acum spun și altceva. Nu este vina omului, a moștenitorilor, speță, sau titularului, că acel titlu are probleme. Are probleme pentru că s-a întâmplat la vremea aia să aibă probleme. Deci nu este vina omului că s-a întâmplat așa. Este, să spunem, vina Comisiei Locale și trebuie să-și o asumă. Da, da. În ceea ce reprezintă cheltuielile cu expertizări sau alte chestii în felul ăsta, voi cere în mod explicit... Avem treabă, te rog. Voi cere în mod explicit... Peste o oră, da? În mod explicit... Celor care sunt cu asemenea situație, atunci când e vorba de expertizări, să plătească tot și expertizarea de către ei, ca să nu asumăm totul pe umerii noștri. Cam asta ar fi. Nu văd niciun fel de impediment. Nu e vorba de interese ascunse sau interese personale. E vorba de interesul oamenilor care sunt în asemenea situații și noi avem autoritatea, dar și responsabilitatea să le rezolvăm. Că interpretăm, poate unii mai subiectiv sau mai puțin subiectiv, nu are importanță. Important este că ei trebuie să primească un document de care se poate folosi. Și atâta. Mulțumesc, domnule. Domnul președinte, dacă îmi permite să mă completez eu un pic. Vă rog. Un minut. Ca și completare la ceea ce precizea domnul primar, aș vrea să luați în considerare și un aspect care mă vizează pe mine din punct de vedere personal. În curând, o colegă va intra în concediu pentru creșterea copilului. Știți, pe doamna Pisecaru Andreea, este însărcinată, mult timp nu va mai rămâne. Voi prelua și alte atribuții. Aș vrea să mă luați în considerare că, în momentul de față, nu mă ocup doar de atribuțiile prevăzute de legea 215, respectiv articolul 117. Voi fi încărcat și cu alte sarcini. Totodată, cum a precizat și domnul primar, curând la momentul de față și nu numai, și în viitor, voi colabora. Voi coordona toată activitatea juridică. Este o obligație și o atribuție. Însă vreau să înțelegeți că eu personal și din lipsa personalului în primărie, nu îmi face față fizic și nici timpul nu îmi permite să mă ocup de absolut toate problemele care sunt privite la nivelul primăriei. De pentru care sper să înțelegeți că dorim să ne mai ușurăm un pic și noi activitatea față de toate problemele care sunt la momentul de față și care sunt bolivii de viitor. Ce ni se scrie la cuvânt domnul Andrei? Consilier, nu e obligatoriu să aprobăm. Avem și punct aici. Îl crești pe domnul secretar, dar când s-au mărit salariile, să nu știu ce, bineînțeles, că trebuie să știm că să le ducem la îndeplinit datorile servicii. Da. Că salariile sunt destul de motivante. Și eu cred că unii au greșit cu 30 de ani niște consilieri.
Și a greșit în asta a, cetățean, a cetățeanului, dacă a greșit din așa. Funcționarul respectiv trebuie să plătească. Eu consider că nu poate să fie apărat de un avocat acum. Eu știu, ce, știu de ce zâmbiți, eu știu ce, ce zic. Adică trebuie să, să, fim, să, fim, să fim foarte atenți. Și mai ales să-i plătim, am înțeles că semestria, de trimestria, nu? Sau semestria, să fie plătit tot an, de toată durata anului. Deci nu de proces. În, nu, nu ne-ați explicat cum îl plătim. Cum vine plata? De proces? Sau la, îl facem pe consultații pe tot timpul anului? Aici nu, nu scrie. Eu... Părerea mea e că poate să dea în judecată, deci eu știu niște, niște cazuri care se poate câștiga. Acum omul să nu-și câștige. Deci eu plătesc, merg la tribunal, dau în judecată primăria, dau cu banii mei așa și primăria are un avocat așa în care eu pierd. Deci pierde cetățean. Eu n-am probleme. Eu n-am probleme cu primăria Unicești, dar sunt alții cetățeni care au probleme, nu au pământul cum. Acte de proprietate, dacă e vorba de, de asta, dar eu, da, puteam să vă spun. Da, domnul Marius, adică să, să fie mai deschis. Are spus și eu după da, 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 să știm. Da, e bine să știi toată lumea care... De asta zic, vă rog, vă rog, vă rog. Da. Cred că nu s-a înțeles. Păi asta, mă... Nu s-a înțeles. Deci nu este vorba de vreo suprafață de teren care să fie în litigiu între Comisia Locală și persoane. Asta vreau să spun. Mă, fraților, am spus, la întocmirea titlurilor de proprietate, a fost greșeli ale acestor, acelor oameni, la vremea respectivă, când a fost înscris greșit titlurile și tarale și parcele. Exact. Deci, din cauza acestor vicii, oamenii nu pot să intre în legalitate să rezolve probleme. Și atunci ele trebuie corectate. Deci nu ne ducem în instanță ca să ne chinuim sau să gâtuim oamenii, cetățenii cum ne urechești, să-și repare o greșeală noastră. Deci ei nici măcar nu au așa ceva în sarcină. Nu știu. Nu asumăm noi, că suntem cei abilitați de lege să, să rezolvăm problema. Deci clar. Și o altă chestiune. Mă, fraților, dă-i cezarului ce iar cezarul și Dumnezeu ce iar Dumnezeu. A jucat cei care criticați atât de mult că eu crescut salariul secretarului? Nu-i critică. Să mai spuneți ceva. Gradul de ocupare a postelor la Comuna Urechești față de cele prevăzute de lege, puțin peste 50%. Deci puțin peste 50%. Aproximativ 60%. Deci nu este un grad de ocupare de 100% sau de 90% sau de 80% sau de 70% încât lumea să stea de pomană și să nu facă treabă, să ia salarii foarte mari. Deci, meditați la asemenea lucru. Deci, grad de ocupare, aproape jumătate. Adică un român, angajat la Urechești, la primărie, trebuie să muncească dublu ca să facă treabă. Și trebuie să facă treabă. Dar sunt și realități care depășesc capacitatea omului de a face față. Și nu sunt generate aceste situații de acest om, sau de mine, sau de altul, sau de altul. Sunt generate la vremea respectivă, dintr-o, nu știu, de lipsă de personal, din oameni care poate nu au fost atât de experimentați, dar noi trebuie să le corectăm. Asta e tot. Nu facem, eu știu, jocuri de interese, combinații, nu știu de care. Iar la plată, față de persoana care va fi așa, la performanță. În sensul că vreau să cheltui cât mai puțin și de obicei valorile astea sunt mici. Pentru că nu, este, nu sunt procese complicate în care se genereze termene peste termene, tot felul de tehnici avocățești și tot. Nu! Sunt procese care pot fi duse. E vorba de a participa permanent în instanță, a susține cauzele și a rezolva situația. Asta e tot. Nu sunt procese care să genereze costuri uriașe. Să suportăm sute de milioane de lei numai pe chestia asta. Exclus! Exclus! O să fie o sumă fixă pe lună, trimestrial sau lunar sau cum o fie an. Așa? O să vedem cum se practică pe zonă valorile, adică nu doar că la Urechești vreau să fie prețuit. Cum se practică valorile pe zonă? Că asemenea servicii, să știți că au mai multe localități.
nu doar pom la ureche. Dar mai rețin ceva. Deci, cum a spus-o domnul secretar, acea funcție de jurist noi nu avem ocupată. Permite legislația să externalizăm serviciul pe o perioadă determinată. Eu vreau să fac lucrul ăsta pe o perioadă determinată, fiind anul 2018. Nu mă duc mai departe. Pentru anul viitor e o altă discuție, o altă temă. Voi vedea dacă se mai impune, să mai au o relație contractuală cu cineva pe o asemenea situație. Adică nu mă duc pe nu știu câți ani și vreau eu să fac nu știu ce chestie. Dar lucrul ăsta trebuie să-l rezolvăm, pentru că este în interesul oamenilor. Și v-am mai spus, este un avantaj al comunității sau administrației locale, pentru că este generatoare și de venit la bugetul local. Deci o parte din aceste taxe pe care notarele practică, într-o anumită proporție, sunt tot și la noi. Deci nu-i totul la venitul statului. Reprezintă și venitul la bugetul local. Și oamenii așteaptă să rezolve probleme. Ba transferă la copii, ba vând, ba fac succesiuni între frați, adică sunt toți ori chestiuni. Bun. Cam asta. Și ne vrea să ne înscrie. Da, mulțumesc. Mai e cineva? Acum, ca președinte ședință, pot să spun și eu pe punctul ăsta, punctul meu de vedere. Domnul primar, dumneavoastră a spus că e de-acum 30 de ani. Deci vă referiți, practic, la acea comisie sau acele comisii, nu consilie, cum s-a zis, comisii de oameni din sat, că erau 3, 5, 7, care ei, în anii 90, din anii 90, ei mergeau, nu era ca acum totul prin satelit, computerizat, cauți parcela și o găsești. Mergea cu matul, mergi ieși, nu știu care, așa se merge atunci. Stai să vă dau detalii. Deci e vorba așa. De acea comisie care presupunea întocmirea unor documente care trebuiau semnate, este o comisie. Dar în spatele acelei comisii erau niște specialiști care făceau treaba. Dar erau acei specialiști, erau de aici, de planul local? Erau și niște ingineri agricoli. Erau niște ingineri. Acei oameni au fost detașați, au fost puși să lucreze o perioadă pentru a rezolva implementarea. Și au fost anumite vicii de procedură, greșeli care s-au produs și care trebuie îndreptate. Deci nu comisia în sine. Deci au fost specialiștii care alături de cei care erau membri în comisie, să spunem, trebuia să ducă treaba la îndeplinire. Acum, pentru partea de răspundere, noi după atâția ani, să spunem dumneavoastră, din 2000, deci noi abia acum, când am avut cum și n-am putut, sau, trebuie să angajăm această casă de avocatură, sau, de, practic, e de la o casă de avocatură, nu e un avocat privat, sau ce? Avocat. E un avocat sau e o casă de avocatură? Poți să fie un avocat, nu pui o casă. Bine, mă duc. Păi da, dar la avocatul ăla, bine, ori privat particular, el singur se reprezintă. Ori e o casă de avocatură. Dacă te duci la o casă de avocatură, să-ți ceară o cărță de bani. Bine, ăia o să mandateze un avocat pe care... Să-ți ceară o cărță de bani. Dumneavoastră, pe, ai spus aici că negociați cu avocatul sau cu ce... Cu ce lăsă? Și facă treaba. Poți să-și îl schimbi? Bine, dacă nu-și duci în îndeplinire, condiții dați de pune. După 20 de ani, să spunem, deci noi acum, consiliul ăsta care suntem acum, trebuie să dăm girul, să dăm votul, ca să... cum să vă spun eu, să reparăm ce s-a greșit în anii trecuți. Așa. Sigur. Sigur, da. Eu acum vorbesc de mine personal. Nu pot acum să... Eu unde să știu eu ce s-a întâmplat și cum s-a făcut, cum s-a lucrat. Poate că a fost cu rea voință, poate că a fost, nu știu, cu o mică înțelegere, cu ceva. Eu zic că trebuia să prezentați și casa sau avocatul. Poate vă gândea și la prețul care vă gândea să-l oferiți ca diurn sau salariu și iar. Așa? Și în ultimul rând, nu în ultimul rând, să știm și noi de ce ordini sunt. Deci sunt mai multe litigii cu firme private, gen, dacă vreți dau și un nume acum, care avem, suntem în plată și o plată bună. Suntem în litigii cu câte persoane fizice, care sunt și de la noi din localitate, dar și în alte localități, care își cer drepturile. De ce s-a întârziat? Aici ați prezentat, bun, ați prezentat aici. În astea trei, patru pagini. Da. Să votăm acum, să angajăm un avocat să repare și să o greșească în atâția ani de zile.
Poți să pui în prea ședință, cât e timp? Să pui în prea ședință, să pui în prea ședință. Da, bine, nu. Și dumneavoastră... Fii că tu ai plămâni în loc și ești interesant, îți spui eu. Dar nu, tu nu-i vără. Păi mai bine, păi mai bine că eu sunt neutru, eu n-am niciun interes, mă duc și colegi. El n-are niciun interes, nici eu nu am. Aici, aici trebuie prea. Care au interes, domnule. Au interes, dar nu i-am, păi oamenii ceia, domnul Ciorovici Vlad. Oamenii ceia nu i-am pus eu pe drumuri. Nu eu i-am adus aici la primărie să stea la ușă la biroul agricol, la compartimentul agricol, să-i dea parcela sau să nu i-o dea. Nu eu l-am pus. Sau i-am băgat vieții în roate. Sau l-am trimis vino mâinii sau poi mâinii. Nu eu, mă scuza. Iar cu domnul secretar, eu sunt foarte mulțumit că avem secretar. Am mai spus să și consemnat și procesul verbal. Eu n-am nicio problemă. Poate să-i dea salar și nu știu cum. Dar sigur își face treaba dânsul. Am văzut. Numai cum se organizează. Dânsul nu are nicio vină. El vrea să ajute să facă ceva. Nu poate, bineînțeles. S-au adunat acum un morman, cum spunea cineva, din documente și din facturi, să plătească facturile. Sau noi, plătim noi cetățenii facturile, așa zis, facturi, ce nu s-au făcut ața ani de zile. Pare rău. Și mai sunt mai multe. Deci, procesele, iar cu spune și în privat. Deci, nu asta dacă un funcționar public greșește, cu vrea credință sau cu voință. Trebuie acum să plătească lumea bani că să achitie, dar să-și reprezinte el singur. Să ducă să-și câștige cauza sau să o piardă. Asta e problema lui. Care e? Funcționarul care a greșit. Dar chiar nu mai este. Cine? Păi aia, nu mai este o problemă. Și mi-a pus acum 10 ani să fii făcut așa ceva. De ce n-aș fost de mandatul lui? După ce-au murit voi, spunea voi. Nu mai domnului, dă-ți fiu, vă rog. Vă rog. Tu mi-am trebuit de ocaziu. Am dezbătut cu o serpitată și m-am trezut acum conținut agricol, o l-am închis, o să... am și pământul. Dar știi care-i treaba? Nu este trecut în realizare. Ce fac cu el? Și-a fost babă, o fiecare medie cu 80 de ani, pe l-am participat în 90, am pătut pământul. Am la casă la mine, pe la casă la mine am undeva 80 de ani, am numai 44. Cineva mă fură cu niște conștiințe. Nu vreau un avocat, e foarte bine treaba asta. Să mă judec eu cu banii pe instanță, eu am pițit doar-o. În 90. Dar e așa ce zis. A văzut un advocat care ia pe interes de acum, facă treaba asta. Bun, am... Că ții de ghecă de greșă. Bun, dar aici... Și eu uite eu. Corect, da, aici, în momentul dumneavoastră vă expuneți cazul dumneavoastră, nu-i corect. Nu e mai eu, dau exemplu, eu de exemplu. Da, da, păi, dădeam de exemplu cum așa. Păi oamenii când se uită, nu se vedea, ăla își prezintă cazul lui, problema lui. Da, atâția sunt 10. Eu un caz, sunt 10 oameni. Da, bine. Bun, dă un caz, eu îl iau. Lăsați-mă să completez, că văd că se duce discuția într-o zonă... Înderizor. Înderizor. Politică, da. Asta vreau o problemă, după o secundă. Domnul Andrei, ești în fața Consiliului Local. Ai venit într-o bună zi în față cu domnul secretar și ai făcut escroși. În ședința care a fost bugetul comunii, bugetul comunii, repet, bugetul comunii, te rog frumos, te-ai vorbit unui tantă cu nimănui, te am vorbit tantă cu nimănui, domnul secretar, te rog frumos eu, acum nu, că l-am vorbit și eu tantă cu nimănui, domnul viceprimar, vă rog, te rog să-ți fac un sus frumos la treaba asta, bine, nu spune, să vreau poate televiziuni, păi voi iubi, asta să fie față la oamenii. Se vadă oamenii ce-a făcut bugetul local, nu i-au făcut bugetul local, i-a făcut dubitare. Nu v-am făcut escroc. Așa-i făcut. Nu, nu, deci nu le explică acum, deci lăsați-mă, vorbim pe punctele care sunt... Bă, băieți, lăsați sau? Eu dacă nu plec. Și eu plec acolo, sigur. Și ce-i ședință așa? Ce-i? E mai scurtă. Nu creați haos. Și fără politică, și fără interpretări, care mai mult să denatureze adevărul. Din punctul meu de vedere, și domnul Andrei și domnul Secaru distorsionează și nu spune un adevăr. Și care e adevărul? Adevărul dumneavoastră sau al nostru? Trebuie să capete documentația corectă. Da? Și cine? Una. Doi. Acele titluri au fost în buzunar la ei ani de zile și oamenii nu sunt. Au uitat la ele să vadă, să-și facă, eu știu, succesiuni sau mai știu ce. Când în momentul în care ei vin la primărie, vă rog, atunci, când ei vin la primărie să-și facă intabulări, constată că sunt probleme. Nu că primarul sau secretarul sau comisia locală n-a vrut să le facă. Nu! Au venit oamenii cu documentația, au constatat, au descoperit tardiv că s-a întâmplat asta și trebuie reparată. Asta e adevărul. Nu costa 20 de ani, costa 30 de ani. Exclus. A spus eu asta 30 de ani. Deci au stat cu el în buzunar. Oamenii n-au știut, exact. Nu pot fi condamnați, acuzați.
Și nu există interesul comisiei locale să intre în conflict cu cetățenii. Ba din contră, eu vreau să-i ajut pe cei care sunt în situația asta. Să-i clar. Dacă cineva dintre noi nu vrea să accepte să-i ajute, să zice unul a spus că nu vrea. Să vedem cine a liberat să spune că nu vrea să ajute omul. Îi sute. Nu-i unu, nu-i doi, nu-i trei. Sute de cazuri. Și nu crea, nu-i creat nici de primar, nici de secretar, nici de nu știu cine, din cei care sunt aici. Sunt chestiuni vechi. Nu-i de azi. Deci nu distorsionăm. Spunem adevărul, că de asta suntem aici aleși. Nu ca să mințim și nu ca să fac politică. Eu azi nu fac politică, frate. Eu spun că chestiuni de natură administrativă, 100%. 100% administrativă. Pentru că vrem să-i ajutăm pe ei. Nu sunt ei vinovați. Vina, să spunem, este a celor care au fost la vremea aia, dar acum nu, poate sunt și morți, dar sigur sunt și morți dintre ei. Sunt toți. S-au dus. Atunci hai să-i luăm din cimitir, să-i aducem aici. Morți din vină. Domnilor, no. Deci sunt adevăruri pe care trebuie să le acceptăm, să nu devenim populiști, să nu ocolim realitatea și după aceea putem trece concluzii. Și apoi noi o trebuie. Votul este suveran. Supunem la vot cine este pentru, este pentru, cine împotrivă, este împotrivă păi. Și mergem mai departe. Da, dar nu trebuie nu te sprijinim să dăm cu poparul în cap la celălalt. Și atenție, eu am venit să susțin un punct de vedere. Dacă constat că prezența mea nu este atât de importantă și nu e nevoie de informația pe care pot să o dau, eu nu mai particip la ședințe Consiliul Local. Nu sunt obligat, să fii clar, nu sunt subordonat cu Consiliul Local. 215 spune clar. Conlucrează. Nu am grijă de subordonare. Și apoi, suntem două instituții diferite. Există primarul cu tot ce înseamnă compartimentul subordonarea primară și există Consiliul Local. Două instituții cu atribuții diferite. Și domnul secretar între noi. Iar, cu privire la autorități publice locale. Autorități publice locale sunt și primăria, și instituția primarului cu aparatul propriu, este și Consiliul Local, Autoritatea Publică Locală. Când a făcut domnul secretar referire expresă la așa ceva. Când s-a referit la treaba asta, nu s-a referit la Autoritatea Publică Locală, la primar, la viceprimar, la secretar, la salariatul X. Exclus. Instituțional. Instituțional, dar ai scris și privat. Instituțional. Privat. Eu să reprezint și în privat, și în administrativ, bun, și în privat. Secretarul a fost anticipativ aici. Și să spun și de ce. Autorități din instituții de drept public, ori privat. Deci ori... Ascultați-mă. Secretarul... Privat înseamnă eu ca persoană. Secretar de drept privat. Ați făcut o mare confuzie. Autorități și instituții. Adică societăți comerciale, alte autorități sau instituții publice. Nu persoane, sunt persoane juridice. De drept public sau de drept privat. Deci nu ne referim la oameni. Exact. Ne referim strict la instituții. Exact. Bun. Ne putem judeca cu o altă instituție, ne putem judeca cu o societate. Sau nu. Cu o persoană fizică. În funcție de litigiu și de situație. Dacă îmi permite și mie. Stimați colegi, problema este în următor. Fiecare dintre noi, părerea mea este că trebuie să-și pună punctele de vedere. Dacă eu nu agrez un punct de vedere al cuiva, e treaba mea. Altcineva, dacă nu agrează punctele mele de vedere, este la fel treaba lor. Eu vreau să o iau un pic sistematic, cu calmitate, să punem la punct anumite lucruri, că numai în felul ăsta putem scoate un proiect de hotărâre corect. 1. Domnul primar, prin, și asta spun cu sinceritate, pentru ca să lămurim, s-ar putea da interpretări. Așa. Precum și ale autorităților administrației publice locale. Administrații publice locale, autoritățile administrației publice locale sunt, deci, consilieri, a spus dumneavoastră. Consiliul local prin consilieri. Sunt persoane fizice. Sunteți instituții, dragilor. Instituții. Sunteți instituția Consiliului Deliberativ. Bun. Domnul secretar, vă rog. Eu vreau să lămuresc cu domnul primar. Pe urmă,
autoritate publică este, sunteți dumneavoastră ca primar. Tot autoritate. Domnul viceprimar deja este autoritate publică că intră și în partea de consilier. Nu e o problemă. Este reprezentantul Consiliului Local, da. Administrația Locală. Da, deci reprezentant. El este omul Consiliului Local, delegat să participe în subordinea primarului și să participe la activitatea administrativă. Bun. Bun. Funcționarii din primărie sunt autorități administrației publice locale? Sunt în instituția primăriei, care este autoritate publică locală. Sigur că da. Și în subordinea primarului. Aparatul de specialitate. Domnul secretar, mă rog. Din punct de vedere legal, nu este autoritate publică locală. Sunt funcții care au atribuții de putere și prerogative de putere publică. Tocmai din acest motiv se numesc funcții publice. Dar sunt în subordinea? Sunt în subordinea directă a primarului. Dacă, sunt în subordinea directă a domnului primar, înseamnă că intră în categoria autorităților administrației locale? Domnul Mărcuț, vreau ca să înțelegeți că aceste servicii de consultanță juridică nu vor apăra interesele personalului angajat în cadrul primăriei, ci doar a instituției și a OAT Urechești. Foarte deci bine. Nu a colegilor. Foarte bine. Adică foarte bine. Dar, vă rog, eu am vrut să stau de vorbă întâi cu domnul. Am vrut ca să înțelegeți. Da, poate eu cred că e destul de competent, domn primar, ca să răspunde la o întrebare în mod civilizat. Nu, eu nu ridic tonul, nu, doamne, iartă-mă că nu am. Eu chiar vreau să înțelegem un lucru. Bun, până aici bine. Atunci eu merg pe următoarea problemă. Dacă noi apărăm interesele comunei Urechești, asta înseamnă că, având cumva întâmplător niște conflicte cu alte unități administrative care sunt vecine, interesele comune, interesele comune, deci poți să avem o divergență cu Sascut, o divergență cu Cotopănești, o divergență cu Ajudul. Deci, asta înseamnă interesele comune, nu? Nu doar asta, dar și asta. Deci, asta înseamnă interesele comune. Bun. Eu ar zice, ca să nu mai fie atâta, domnul, așa, după interesele comunei Urechești, precum și ale cetățenilor din comuna Urechești, județul Bacău. Nu ale administrațiilor, pentru că administrații fac și o parte. Cum împărțim avocatul? Cum împărțim avocatul? Dacă eu, unul din colegii mei, consilieri, dă în judecată un funcționar din primărie. Avocatul pe cine reprezintă în instanță? Pe consilier sau pe funcționar? Pe funcționar. Da, nu dați dumneavoastră răspunsul. Întrebarea este cum îl împărțim? Este un litigiu între părți care fac parte din administrație. Cum îl împărțim? De ce eu am spus că aici să venim interesele comunei Urechești precum și ale cetățenilor din comuna Urechești de Țăbacău? Deci nu ai instituție. Asta e părerea mea. Ca să numai să interpreteze o anumită problemă. Eu acum vă spun sincer. Este unul dintre noi, să zicem, nu? Are un proces pe rol. Un litigiu. Are un proces pe rol. În civil. În penal. Nu are importanță. Cu o persoană din primărie. Cu un funcționar din primărie. Dumneavoastră, după ce angajați avocatul, el dați să reprezinte funcționarul din primărie? Exclus. Ce tot? Chiar mă duci într-o zonă în care am impresia că suntem ușor cu interpretare. Păi se poate interpreta. Domnul Mărcuț, da, eu vorbesc de titlul de proprietate. Da. Păi titlul de proprietate, pe marginea titlurilor de proprietate. Discutăm. Sigur că da. Și mai este o problemă, domn primar, atunci. Bun, autoritățile publice locale. Bun. Atunci hai să facem altceva.
să venim la acest proiect, dacă dumneavoastră a spus așa și eu sunt de acord și sunt cu totul de acord ca să angajați un avocat pentru a reprezenta interesele oamenilor, ca oamenii să nu se mai ducă să-și angajeze ei avocat în instanță, ca așa. Nu e așa. Nu e așa? Nu e așa. Ah, păi vedeți? Vă lăsați să vorbesc în așa. Bun, bun, așa, bun. Atunci lăsăm problema care să discute cu litigiile care s-au făcut până în anul 2000 la venirea dumneavoastră. Mă, fraților, n-ați înțeles nimic. Regret, dar n-ați înțeles, fraților. Domnilor, este vorba de a reprezenta primăria, consiliul local, comisia locală în instanță ca să repare acele titluri și nu se ducă cu oamenii în procese. Am spus încă o dată și încă o dată și repet. Ce Dumnezeu? Un exemplu. Deci nu se duce cu niciun individ în proces. Vă duceți instituția în teritoriu. O hotărâre de consiliu. După cum știți, procedura prealabilă cere ca o persoană care se consideră vătămată în interesul dânsei să ceară abrogarea acelei hotărâri. Dacă acea hotărâre se abrogă, persoana respectivă atacă consiliul local în instanță, da? Ei, consiliul local va fi reprezentat de acest avocat. Nu persoanele. Niciunul dintre dumneavoastră nu va fi reprezentat de acest avocat, ci instituția și autoritatea publică deliberativă, Consiliul Local sau Primăria Comunei Urechești. Nu primarul, nu persoanele din cadrul aparatului de specialitate. Bun. Instituțiile, atât. Domnul Tenera, instituțiile și atât, dar instituțiile sunt formate din persoane fizice. Din oameni. Din oameni, nu? Când ai spus că apără interesele primării, a primării ca instituții, dar în această cauză este cumva în litigiu o persoană fizică. Dar nu discut de litigiu persoană fizică. Eu discut de îndreptarea acestor erori în titlul din proprietate. Atât. Când am discuția. Și Dumnezeu. Nu discut de cauza X sau Y. Și nu puteți să pună omul avocat și primăria avocat să bată cap în cap. Exclus. Comisia locală este vinovată de faptul de ani de zile că s-a întâmplat așa și atunci trebuie să-și repare acea greșeală. Deci să facem ce spune domnul secretar. Acțiuni în constatare privind îndreptarea erorii materiale. Scrise titlurile de proprietate. Asta e tot. Pentru că, așa cum a spus și domnul primar, aceste tipuri și aceste constatări, aceste erori, omul nu le sesizează decât atunci când merge la OCDI să-și facă tabulare. Acolo, conform măsurătorilor, se observă imediat suprapuneri, erori și erori înscrise. Înțelegeți? Omul nu poate să-și facă din tabulare motivat de faptul că acele tipuri sunt erori. Sau mai multe suprafețe sunt înscrise în mai multe tipuri. Bun. Bun. Deci, vine la primărie, când vine la primărie, face o cerere și automat comisia locală trebuie să facă o acțiune în constatare, în instanță, în cazul titlurilor de proprietate care sunt intrate în circuitul civil. Adică, unde sunt certificate de moștenitor, unde au fost tranzacții, exact. Acolo, doar instanța poate decide modificarea parțială sau totală a unui titlu. Sau adierea unor suprafețe, în funcție de caz, în funcție de situație. Deci nu va fi reprezentată nicio persoană din cadrul aparatului de specialitate, nici primarul în interes personal sau viceprimarul sau consilierii locali. Instituțiile și atât. Mă refer autorități, instituția primarului și consiliul local, în funcție de actele adoptate și care sunt atacate de alte instituții sau de alte persoane. Și aici doi discutăm în speță de comisia locală de aplicare. Sau comisia locală, bineînțeles. Bun. De fapt, ea este cea deci, care a aplicat. Sper că ați înțeles de această dată. Bun. Nu, domnul secretar, nu, eu am înțeles de la început. Nu că am înțeles de la această dată cum a dat dumneavoastră explicația. Nu credeți că nu am înțeles. Dar nu am zis că... Nu, eu să știu că am înțeles foarte bine. Am generalizat când am zis. Și eu am să, mai pun o singură întrebare și să răspundeți atunci dumneavoastră personal la ea, așa, și poate să meargă proiectul de hotărâre și nu mă mai interesează cu mine de altceva. În condițiile în care un consilier are deschis o acțiune penală sau civilă în instanță în care este implicat un funcționar public din primărie, este reprezentat
de avocatul pe care noi îl vom... Nu. Pune. Nu. Pentru că acest... Dar acest... O moment. Referitor pe legea 18. Referitor pe titluri de proprietate. Referitor la legea 18. Da, deci referitor pe titluri de proprietate. Bun. Nu vă veți judeca cu o persoană, vă veți judeca, sau acea persoană, sau acel consilier, se va judeca cu întreaga comisie locală. Deci, nu, n-ai înțeles. N-am înțeles eu întrebarea. Dar răspuns eu, exclus, ca să terminăm discuția. Bă, doamne, prima, dacă e plus, că n-am nimic în potrivă. Deci, comisia, comisia locală, da. Trebuie să îndrepte acele erori materiale și așa de tare. Acest om trebuie să ne ajute să rezolvăm problemele acelor materiale. Problema de proprietate care au probleme? Da. Deci eroare materiale. Tipuri de proprietate. De vorba de procese civile, de procese penale, de angajare, nu. Am spus nu, e clar, ce zici aici? Am spus, nu, 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 deci, problema este în felul următor, acum, dacă, domnul, problema este în felul următor, am văzut că înclinat într-un fel sau altul și domnul primar, dacă considerați că trebuie schimbat, e bine, dacă nu, eu nu am nimic împotrivă prin faptul că am primit niște răspunsuri directe de la domnul primar. Care s-au înregistrat și la ce schimbare pe mine mă mulțumesc. Deci, aici, deci după, pentru apărarea intereselor Comunei Urechești, precum și ale cetățenilor din Comuna Urechești de sub acolo. Nu se poate, nu se poate apăra interesele cetățenilor din moment ce aperi interesele comunei. Comuna ce înseamnă? Întreaga colectivitate locală, da? Da, da, știți când se folosește cu totul ăsta, trebuie exact așa la instituția primară. Domnul secretar, chiar dâns o cuba. Domnul secretar, instituția primară. Dumneavoastră a spus foarte corect, în interesul Comunei Urechești a dat explicația. Dar de ce a scris precum și ale? Precum și ale? Autorităților administrației. Eu atât am avut de spus, eu îți mulțumim de răspunsul dat de domnul primar. Aveți altă... Aveți altă sistemă. Ia, trebuie să ne debate cu problema voastră. Da. Mergi mai mare. Deci, dacă amendamentul trei... Dacă mai are cineva de spus ceva, tu nu mai are nimeni. Supunem la vot punctul 3, care s-a desfăcut până acum. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5... 5 voturi pentru domnul președinte. Sau ce partea aia? 6. Nu-mi trebuie. 6. 2, 4, 5. Cine este pentru? Repet. Încă pe domnul. Domnul, ridicați mâna. Deci 1, 2, 1, 2, cu amendamentul adus. Da, da, la amendamentul verbal ați adus dumneavoastră. Păi l-am adus. Verbal, am ieșit. Eu l-am scris. Păi scris. Doresc, vă rog. Deci tu ce comisia judecă susține ce ați scris? Nu, dar erau 5, am notat deja. 5 ați scris. Deci, 5, 6 de care. Cine este pentru? Am cerut odată, eu cer. Cine este pentru? Dar eu cer. Da, dar eu cer, că am cerut odată. E înregistrat. Eu vreau să le număr, numărul ce? Hai, eu. Am cerut odată. Bună, eu de acolo, la stânga. Cine este pentru? Punctul 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, da, domnule, sunt pentru, dar v-am spus, domnul președinte, lămuriți un pic problema respectivă. 5, plus 2, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, dai, Vasile, dar Vasile ne-a ridicat mâna. Iar noi nu mai facem așa. Prima dată a fost, nu, dar eu nu mai cer. Dar nu mai cer, dar prima dată a fost 5, am spus să mergi noastră. Sunt 6, voturi. Nu înțeles. Vă rog, domnule, domnul președinte, cine este pentru? Ceva? Trebuia două chestiuni aici. Proiectul de hotărâri, pune-l, domnule, un nominal și termină baromul. Stați-o, dea-mi vorba. O să-l pui și un nominal. Vă rog, un nominal și termină baromul. Vă rog. Vă rog, da? Am cerut odată și am spus clar, cine este pentru? Punctul 3, care s-a discutat până acum. Păi da, am cerut odată. Să ne facem încă o dată, pentru că eu, ca secretar, trebuie să număr voturile. Vă rog, domnule, cine este pentru? Punctul 3 în ce formă? Pe care s-a, am spus, clar, pe care s-a discutat până acum. Da.
S-a discutat o jumătate de oră, mai mult de o jumătate de oră. Se ia în considerație raportul nostru? La comisia juridică? Păi acolo scrie ce a zis domnul Mărcuș, a spus că da, acum nu. Pe cum nu? Păi nu, acum ai stricat mâna. Doamne, dacă se ia în considerație astea, și comisia juridică, tu atâi de acord. Dacă se ia în calcul... Da, mai repet o dată, dar deja am depășit. Asta e a cincea oară. Păi măi omule, tu trebuie să spui așa, că voi avea proiectul de hotărâri în forma prezentată de domnul primar și sau în forma... Dar ce am spus, sau cu amendamentele am spus, solicit. Sau cu amendamentele la vot a punctului 3 care a fost discutat până acum. Punctul 3 să știi, punctul 3 să știi că am dat citire punctului 3. Da, și spune, s-a numărat de și 5. După aceea vreau să ne pun vot, știi, ieri 6 și acum 7. Nu. Păi cum? Da, eu ți-am spus. Dacă Natalia ai pus la vot, eu sunt de acord. Am spus mă la vot. Haideți să nu ne grăbim la vot. Pentru că s-a pus aici și cu alea și cu asta, să clarificăm calm și după aceea să punem la vot. Că-i punctul 3 până la nu știu unde, că-i punctul 3 până la nu știu ce. Deci nu e tot proiectul. Păi eu zic, nu pune la vot și am pornit până acolo, te voi demită de tot. Deci că pierd eu conștiința de pămoară, și tot vă văd eu. Așa am putut o oră trezit. Care îți spune că-i comisia juridică, pentru că... A rămas uite așa că am făcut programul meu. Deci s-a dat aviz favorabil. Cine-i de acord? 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 Cine-i aparatul ăla înregistrează. Și o să da, creadă lumea că suntem ori nebuni, ori așa, ori irresponsabili. O dată, doi. Cele două comisii, trei comisii care sunt, două. Așa. Calitatea lor este să-și dea un verdict, să dea un aviz. Pe comisii. Pe comisii. Avizul este imperativ. E consultativ. Este un punct de vedere și atât. Care rămâne în cadrul comisiei. Care rămâne a comisiei. În cadrul comisiei. Sau rămâne așa. Votul. Votul este altceva. Acum. Deci nu are treabă una cu cealaltă. Comisia are treabă cu treaba ei. E punctul ei de vedere. Votul general e o altă chestiune. Atât. Și am spus clar. Prima deci, dată trebuie susținut. Am întrebat destul de clar. Cine este pentru? Hai să mai întreb o dată și gata. Nu mai întreba, șansa oară nu mai întreb. Au să mă iau, că și eu și domnul secretar, 5 metru. Vă spun la ceva aici. Ca să elimin orice discuții, așa, ce facem? Poți să se scrii în procesul verbal pe cei care, pe toți cei care au fost pentru și ai terminat Bâlciu. Cei care au vrut să spun că sunt pentru, îi trece în procesul verbal. Păi de ce eu știu? Deoarece nu se mai poate să spun. Cei care spun că sunt pentru, sunt trecuți în procesul verbal. Pentru, după aceea, pe de vreo. Deci, ca să nu mai solicit. Bun, trebuie o dată. Bun, ca să nu mai... Nu. Președintele a supus la vot proiectul de hotărâri în forma... Prezentat, am spus clar, în forma prezentată. La revedere! Cer supunerea la vot al punctului 3, care s-a dezbătut până în momentul de față. Cine este pentru? Da. Toată lumea. Toți. Cu consemnarea procesului verbal, aici am făcut o discuție. Ai văzut de ce am făcut observația? Deci forma mai văzută. Nu știu de lecturi. Nu știu de lecturi. Sunt suspiciuni, da. Am văzut unde sunt de acord. Păi, trebuie să fie și eu. Deci proiectul de hotărâre a fost adus la număr de 12 voturi pentru. Da. Și 12 dintre cei prezenți. Păi, tăia. Acum am să vă zic că sunt. Da, da. Ce e cu ăsta? Păi, ce e cu ăsta? Cum am zis? Nu,
Pot să spăl și eu. Mulțumesc. Următorul punct sunt de acord și vă mulțumesc, Marin. Deci pentru. Da, pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Orice de Zubacă. Cine are cine se scrie la cuvânt pentru punctul 4? Dacă are cineva de... Eu aș avea o singură problemă de spus. Chiar dacă nu se referă expres în materialul care este prezentat. Din discuțiile care am avut în Comisia Juridică, într-adevăr, să vină funcționarul respectiv cu un raport de prevenire, un plan de așa și cu un tabel sau cu acești pompieri voluntari, care este la nivelul autorităților, la nivelul comunii. Pentru că pompierii ăștia voluntari, părerea mea, ar trebui să fie reprezentați proporțional în funcție de numărul de locuitori a fiecărui sat. Dacă în satul nou câți locuitori, mai puțin, la Cornățări ceva mai mult, dincolo Orecheș mai mult, tot așa mai. Deci în funcție de numărul de locuitori să fie reprezentant acești. Părerea mea. Vă spun. Da, și eu părere, sunt serios. Eu vă spun ce am avut până acum în fiecare an, am avut în zonă oamenii ăștia pentru incendiu. Eu vă spun sincer, n-au răspuns niciunul. Singurii oameni care vă spun mie a fost până sunt ăia de primărie. Aia trei oameni care erau la primărie, cu primarul 4.500, de trei oameni care noi contribuim la poate între incendii comunale. Restul vă spun și este, omul schimbul 3, unul pleca nu știu unde, nu-mi răspunde noaptea la para, două noapte, trei noapte, a simțit prea bine situația, când a fost la Luca Dochii cu tipul ăla care a dat la 8-9 locuință. În două ore aveam lucru incendiu. Vă spun sincer, erau singuri băieții mei pe care luam de apă și eu, hai pe mine noaptea asta, avem incendiu, hai, ca să dați nici nu poți să-i obligi. Dar situația este, la situația vă spun care este reală, că chiar dacă este un incendiu pe zăcolii mărului satului noastră, oamenii vin. Vin buruc acolo, dar mâna ca să ajute unul, nu. Vin ca spectator. E marge, să uite și cu asta. Problema e că la un incendiu, dacă nu ești un pic organizat, să ai... Și am omenit mă treabă, nu poate participa la o juridică, băieții mei la apă, dă drumul la hidrantul de la, pe incendiu ei. Fiindcă am acolo două ventile, unul pe incendiu și unul pe apă potată. Că nu poți merge cu ventilul ăla deschis jos, fiindcă tot la cei fac praf. Și în momentul ăla trebuie să leagă oamenii acolo și se vii obligat vin de față locului acolo să vadă cu ei leagă hidranță pentru stage sau departe. Eu vă spun ce mult. Eu cred dacă veți face un favor de asta, faceți pentru băieții ăștia acasă. Ei sunt permanent în cadrul primării. I-am văzut noapte. Când om de ăla care e bucă, nu vreau de chie, pe ce bară. Că cine a luat de pilă să vie la părătăr. Pa, pa. Mulțumesc. Apropo, deci că a spus dumneavoastră de hidranți, ar trebui, deci, doamna de la ISU și împreună cu băieții care a spus dumneavoastră să identifice hidranții care sunt defecți. Sunt. Deja identificați. Sau ulițele care sunt greu accesibile. Da. Trebuie și alea identificate și intervenit. Exemplu, o mașină de pompieri, o salvare. Da. Deci alea trebuie să identificat. Iar cu cei de la fase 16 sau... Da, cu ei, da, mă văd de echipă, să intervină și să elibereze. Poți să-l scol, poți să hai, băi. Iar cu voluntarii, nu poți să obligi și spune și voluntari. El singur să... Da, nu. Vă spun eu cum să scoate de scop, nici v-ați. Un om care este pe zăpării mai... Mai așa, spune... O dau eu, v-am luat de exemplu dumneavoastră din ședinul comisiei de incendiul la Lepăcoastră. Dom'le, erau la prezent acolo și ca 50-60 de oameni care tot doar. Am intervenit la aici din două zi urică. Hai să strigi cu asta. Uite, asta asta arde. Dacă focul vine către sat și oamenii pasivi. A trebuit să strigi voi cu fratele alea, focul pe zăpării. Domnul primar, dar nu are acum,
documentul ăsta, de fapt, trebuia să mă aduc consiliul local pentru a fi transmis la ISU. Deci, el presupune o identificare a riscurilor la care este supusă localitatea, nu doar de incendiu, dar ce vorba de inundații, alunecări de teren, vieți, sece, de toate ori chestia asta. Acum, că ați făcut o, spune, o analiză doar pe componenta incendii, eu spun așa. 1. Din dispoziția mea s-a făcut identificarea tuturor hidranților care sunt cu probleme, în fiecare sat în parte. În perioada următoare, deja au început că să-și facă treaba cu chestia asta. 2. Cu privire la acești domni care spuneți că sunt membri în voluntari, se caracterizează pentru un alt formalism. Treaba asta, eu cred așa că mentalitatea noastră încă nu e la un nivel care să înțeleagă faptul că voluntariatul presupune o implicare, o dăruire, o altfel de a privi viața. Și că acești domni care vor fi în grupul ăsta de voluntari, să fie doar voluntari, fără nici fel de drept special. Deci fără un drept special, să fie clar. Și dacă își face treaba, e bine să-și facă treaba, dacă nu își face treaba, pot fi înlocuit. Dar, încă o dată, repet, fără drepturi speciale pentru nimeni. Că dacă e în comisia aia, să beneficieze nu știu ce avantaj sau știu ce. Nimic. Deci cine va fi voluntar, să fie voluntar și la revedere. Atâta timp, nu. Atâta timp cât implicarea trebuie să plece de la primar, de la viceprimar, de la celălalt, în aparatul primarului, dar și din consiliul local, consiliul local, care mulți dintre dumneavoastră au fost implicați și nu vreau decât așa, în viteză să amintesc cazul de la Mungaduchii, când am avut în urmă ceva vreme incendiile alea repetate, de vreo jumătate de an. Și unii, fiecare s-au implicat în cât a putut. Deci, la capitolul ăsta, subscriu. O să facem un raport special pe componenta asta, o să aprobăm iarăși o listă de voluntariat, o să ne raportăm la, plecând în acele grupuri de voluntari cu membrii Consiliului Local să fie acolo, să fie membri, dar nici de cum să fie remunerați, să fie prezenți în voluntarii voința ta. Exact. De aici vine voința. Să reați la primărie, membrii Consiliului Local, oamenii care doresc cu adevărat, cetățeni care sunt responsabili, oameni care au un mic potențial și care pot să facă ceva, și cam atât. Noi avem o cifră de vreo 34, dacă mă amintesc eu, de membri care sunt în acele grupuri. Și cam asta. Reactualizat. Deci nu cred că... Nu s-a ajuns la noi. Noi avem niște avantaje aici. Faptul că avem o rețea proprie de alimentare cu apă și se poate interveni eficient. Faptul că suntem foarte aproape de unitatea specială de convieri de la ajut și iarăși se poate interveni proprie eficient. Deci suntem cu mult, mult, mult mai avantajați decât sunt alții. Nu avem zone accidentale. Nu avem, așa, cu accesibilitate foarte bună și referitor la ceea ce spunea Vasile. Sunt extrem de puțini uliți. Satul nou este o uliță în zona acolo. Este o uliță mai micuță. Așa? În rest, poate, pot să fie cu accesibilitate bună. Clar. Deci nu suntem într-o situație să spunem că nu putem ajunge cu mașină. Avem și o zonă. Bun. Da. Deci, o să revenim în cursul anului cu o analiză detaliată, punctual, pe ureche și cu treaba asta și o să vedem ce mai trebuie făcut. Că, sigur mai trebuie făcut. Nu știu, totul perfect. Dar nu putem să folosim oameni de la... Există riscul incendiilor de păduri. Vrem sau nu vrem, există un adevăr. Da. Am scăpat anul ăsta, dar au fost în anii trecuți. Cazul când o lua foc în partea de la Mungaduchii. Așa. Și chiar și în partea de la Sasul Conțești. Am avut asemenea situații. Deci, dar nu s-au mai repetat și lucrurile s-au... Oricum, fiind satul meu, asta e flambe. Știți că am rămas surprins. Am fost incendiu acolo, chiar din satul nou, a venit din satul, zic, vreo 200 de oameni, care au poate de partea să zile. Nu, mai departe de furtuni. Uite, chiar azi noapte, azi văzut ce furtuna a fost. Da, da, da. Și azi noapte, eu azi dimineață, văzând ce s-a întâmplat pe drumul național, pe zona Vrancea, cu atenție, pe zona Vrancea, așa, am văzut cu acel copac care a căzut și chiar am să fac o adresă către comuna de la vecină aici, la Ruginești, primarului să încerce să găsească și soluții, să vorbească la ei. Deci la drumul național trebuie să rezolve problema.
Sunt câțiva ploche pe zona Franței care pot pune oricând pe drumul acolo. Deci a căzut, noroc s-a dus paralel cu la zona națională. L-a răsucit, nu i rupt din pământ. L-a răsucit vântul, l-a rupt de sus pe jos. Nu avem a căzut pe șanț, n-a căzut în șosea. Da. Da. Nu, nu putem folosi de un primar de la 460 oameni pe sate, care sunt competenți, îi folosim la ISU. La Urechești nu am. La Slobozia ai. La Slobozia am doi. Doi. Maxim, la Urechești și spuneți că nu aveți. De mult care trebuie. Am piu, am piu, am piu, dăm unul, unul, unul. Deci unul care e bun. Stați-te. Adică totuși atinge din ei care sunt capabili să facă treaba. Am înțeles. La Urechești dau un punct. La Urechești dau eu unul, foarte bun. E Viorel al Cusățarul care a lucrat la degheresiu ca... Păi, de 416, la 416. La ajutor minim garantat. La ajutor minim garantat. Deci, haideți să analizeze asta. Am înțeles și vă facem niște modificări legislative și cu privire la acordarea drepturilor pentru ajutor minim garantat. Cu siguranță că numărul lor va mai scădea. Și așa au mai scăzut numărul lor. Hai să fim serioși. Nu avem... Cert este că se intenționează scăderea numărului. În ceea ce privește a introduce pe oamenii ăștia în aceste grupuri, este o soluție, să spunem, dar nu este chiar atât de grozavă, pentru că orică nu pot, orică nu înțeleg, orică nu pricep, orică, eu știu, au... Și odată ce el s-a scuzat, odată ce el s-a înscris beneficiind în ajutor social, nu poate, nu știu dacă e... Să le aibă și o voință. Deci în momentul când ai o voință, fii voluntar, păi, prieteni, scuze-mă, tu vrei să fii voluntar să salvezi vieți, dar de fapt tu stai la ajutor social să-ți câștigi existența. Deci nu trebuie să le ia. Acolo până acolo să-și facă treaba. Acolo, bine. Nu punem aneagă. Nu, nu. Acolo își face treaba cum poate. Când poate e șchiop, poate el doare mâna sau ca așa e el. Deci nu e anatomizat. Bun, da. Nu anatomizăm pe nimeni. Nu, păi nu. Deci faptul că a ajuns acolo e o situație, să spunem, care a specificat. Deci el în momentul ăla nu poate să-l... El poate să fie un om responsabil și dacă vrea să vină... Pe partea lui pe care el pune... Că nu sunt mulți pe care se facă treaba asta, este... Și e și o problemă. Nu mai discutăm la o mormântare, de exemplu. L-ați văzut. Nici nu mai are cine să mai ducă crucea, nu mai are cine să mai... Asta așa, ca... Deci nu mai sunt. Mulți au plecat și mai ales tine. Da. Acum așa... La punctul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Spuneți votul. Scuzați-mă. Supune Consiliul Local, supun la vot proiectul 5. Proiectul 4 care s-a discutat până acum, privind planul de ales și acoperirea riscurilor. Cine este pentru? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară de luna mai. Deci domnul, noi sunt propuneri, deci domnul Dumbrăveanu propune pe domnul. Dar au mai fost. Alții care nu au fost. Dacă știți că nu au mai fost alții? Unde scrie că a fost subiect, că poți să pune și atunci. Am vorbit noi. Domnul Morgis propune pe domnul Polum. Da. Bun. Fiind de acord. Nu m-am vrut. Mai aveți vreo propunere? Nu. Acum, supune la vot propunerea domnului Dumbrăveanu ca pe cei ședinți să fie domnul Dogaru Vasile. Cine este pe ea? Domnul Dogaru va abține. Domnul Dogaru va abține. O stică de ieși. Da, nu, pentru domnul Dogaru pot vota. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Domnul Dogaru. Domnul Dogaru, 5. Pentru domnul... Cine este pentru funcția de președinte ședință luna mai? Propuse de domnul Marcus Vasile, porumb, Ionica. 3, 4, 5. Atunci cum facem? Rămâne să înțelegem și la înțelegerea noastră ce trebuie să decide.
Ținând cont că la cererea unul dintre ei participanți, domnul Dogaru Vasile, la fel în Constituție. Noi am încălcat o hotărâre a noastră a Consiliului Local, când am spus că prin rotație va fi fiecare în câte o lor. Deci, părerea mea și cine este pentru? Într-o anumită zi din luna trecută, eu am fost în audiență și datorită faptului că domnul secretar și avea lucrări chiar în sala ședință, a participat și dumnealui, au venit doi cetățeni în audiență. Cererile le-am prezentat lui domnul secretar și i-am spus ca să le repartizeze celor în drept. Am înțeles că domnul primar dumneavoastră vi s-a adus la cunoștință, inclusiv la poliția comunitară sau dumneavoastră, domnul vice, nu știu precis. Deci, din punctul meu de vedere, pentru situația lui cetățeanul Licuț Mareș Vasile, în afară de primul punct care l-a pus cu islazul, domnul primar, în afară de punctul care l-a pus domnul președinte, da, în afară de punctul care l-a atins respectivul cetățean cu islazul, cu ceea ce omul l-am îndrumat împreună cu domnul secretar, să depună o cerere și va fi soluționat în termen 30 de zile, dar situația eu o cunosc și dumneavoastră la fel, treaba cu izlazul, cu nu știu ce, cu repartizare pentru băiatul lui, nu știu, domnul secretar nu va da hârtia. Așa. Iar la punctul 2 era problema, o identificat și o spus să luăm legătura cu el, o mică porțiune acolo, așa, care e în domeniul public, prin zona lui domnul Podaru, pe acolo, să îi ducem două scrânci, pe să joace copiii acolo, să facă, să fie. Dacă există posibilitatea, chiar nu-i rău, adică pentru 2-3 copii care sunt acolo, adică să ducă în canal, mai degrabă stă în... De fapt, în Floarea. Da, deci, asta am vrut să se. Iar din pace pentru la poliția comunitară, în ce este, era vorba de gunoaile care domnul vice... S-a luat. Da, păi nu, important este că era deja rezoluție pentru 6 zile, înseamnă că s-o rezolvă. Mulțumesc, domnul Marcos. Domnul Andrei, am avut și o audiență pe o cerere în care le-am depus la dosar. Bună, clientul deja e mulțumit, a vorbit domnul primar, că era soluționarea domnului primar și s-a rezolvat. Și a doua obiecție ce are, a vorbit și cu domnul secretar, nu se poate, adică un președinte a unei asociații. Deci, ferma a zis că dacă se poate să plătească în nume propriu, adică să facem să plătească în nume propriu fiecare membru, adică să, cum zic, ei plătesc deja taxă, impozitul, dar să nu rămână bolul restant să ia, să-i oblige mereu să le zică, mai du-te și plătește la primărie, să facem noi un demers să-și plătească. Dar, după cât am văzut cu domnul secretar, nu se poate. Deci, rămâne tot așa cum a fost. Deci, într-un fel, s-a întâmplat. Cu domnul vice. Nu-și mai face treaba 416?
Cu ce? 4 stări, cu curățenia pe drumuri. Eu fac 4 stări, dar nu fac asta. Pasatul mă o să vă las cu guvernele până la gând, deși cauză. Deși cauză, deși acolo, deși acolo, deși acolo, deși acolo, Groapa și e acolo, este de una plină de mijerii. Dar nu acolo. Și voi, și voi din toți să vede și unul și duce. Dar nu la groapă. Trebuie să pui acum un jandar, să fie acolo cu o pușcă amună, ca să vă pe drumul. Domnul Nici, dar nu vreau la groapă. Vreau așa pe drumuri. Am spus că s-a dezăpezit, gata, s-a terminat. Ce vedeți? S-a făcut drumul, s-a făcut drumurile? S-a refăcut. Da, s-a sunt ambalaje de la cornuri, sunt ambalaje de la... Și ce să le aduni? Aia de la toți vii să ia din poarta, din poarta să zic cum e acolo. Ai cum da, dar dacă nu este locul liberă... Bun. Declar, declar ședința. Ca să răspundă sau... A răspuns domnul Nici. V-a spus. Eu, în principiu, în satul meu, în satul nou, în fiecare lună fac curățenie. E singurul sat care toți oamenii mei acolo, Corățelul, cu Luca Dorchiei și cu satul nou, fac curățenie în fiecare lună. Crede-mă că sunt disperat. E singurul sat cel mai mizerabil de comună. Vă spun chiar. Să ne vedem în fața publicului de acolo. Și vă promit, vă promit, ai cuvântul meu, vă promit, vă s-au dus de acolo, vă promit că am poliția locală, acolo permanent. Acolo să stea poliția locală, la marginea grupii. Că știi că treaba nu se poate așa. Nu. Nu. Eu ce mi-am promis pe șanțul ăla spre râpă, la satul nou, de la Gheroagă încolo, de la Drăgan încolo, eu am dat foc. Am dat foc, am dat cu mătul. După conform legii, nu ai voie de foc. Conform legii, ție o grijă frumos, îi pui în cap pe bucăță de vitale, o faci platformă, rămâne acolo pe de zăși și pe drumul ei. O să-i bine. Haideți să mă spuneți ceva. Da, sunt ei domnul primar, după care... Deci, dacă mai aveți, mi-ați spus ceva astăzi. Închid și ce am zis. Pe la colegi au ceva de dovadă. Este? Da. Bun. Am câteva informații să vă dau. Este util. Am tot văzut niște discuții în spațiu public. Și am spus că este cam... Referitor la... Știm cu toții, s-a lucrat în grada asta cu răspundere și s-a acționat și în luna martie și în luna aprilie pe componenta gunoi. S-a făcut treabă. 2. Vis-a-vis de faptul că cineva aruncă, nu presupune ca luna care ar face poate 16 să vină toată ziua să le aduni gunoi X sau Y. Dar, atenție mare, există serviciul de salubritate și poate să fie depus fără niciun problem. O altă chestiune? Știm cu toții, s-au făcut tot componenta asta din mediu, plantări, pe izlaz, pe zona degradată, la linie cu toții. S-au plantat câteva mii de puieți. S-a dat cunoștința celor cu oile care sunt pe zona aia, să nu cumva să greșească, să ducă la pășunat acolo. Că acea pădurii și prin zinghiere la datul lumei. Poate acum nu prinde bine, că nu se vede, dar mai târziu se va vedea. Dacă este respectată și lăsată să crească în voie. Da. O altă treabă, în legătură cu obiectivul de investiții de care discutam și în ședința trecută. Licitația pe drumul 72, între europene, s-a făcut de final. Deci s-a închis capitolul oferta tehnică, se închide acum și capitolul ofertă financiară, după care va urma adjudecarea efectivă și trecerea pe etape de verificare la instituțiile care sunt abilitate, după care se va întocmi contractul efectiv. Deci estimez că dacă va evolua bine, să spunem, undeva în luna iunie se va putea apuca lumea de treabă. Foarte de lume. Da. Pe drum. Pe canalizare. Pe canalizare am început deja să instalăm peste apă PCCAP. Așa cum e acum în noua denumire, să introducem datele pentru licitație. Deci dacă Dumnezeu ne va ajuta, undeva spre vară, iunie, iulie, să spunem să închidă licitația efectivă, ca apoi să treacă iarăși la treabă în mod concret. O altă treabă. Am semnat contract de finanțare de 1,5 miliarde de lei pentru a continua, de fapt, măsurători topografice pe extravilan, încă una urechește.
Contractul se va derula până la 31 decembrie 2019 și va include ca primă etapă la solicitarea OCTI-ului zona de jos a trotușului în special, pentru că e vorba să înceapă niște investiții pe zona aici, niște conduții care vor fi produse și vor să aibă o situație foarte clară din punct de vedere cadastral pe toată vaca. Deci tot ce înseamnă zona asta. Nu doar Vizla, Șarag și tot. Deci, lucrurile astea vor fi derulate în etapa următoare, ca să cunoaștem și treaba asta. O altă chestiune. De unde firmă? Deci, deocamdată am semnat contractul de finanțare. Firma e o altă treabă, o altă discuție. Dar, cu siguranță, poți fi firmă din exterior, să nu avem discuții cu mine. O altă problemă? Suntem în faza spre final, să depun documentația pentru sala de sport la copii la școală. Știm cu toții că e o nevoie reală. Cei care aveți copii invitei a solicitat și o solicit chiar și cei care nu au copii și e o responsabilitate a tuturora. Urmează să rezolvăm problema asta. Avem un parteneriat cu o fundație elvețiană cu care vom încerca să rezolvăm problema pentru un teren de sport, deci altceva. Și am un teren de sport, în aer liber, care va fi în afară de sală și care va fi totuși adesinat pentru școală. Deci ca să înțelegem toate cașurile. În schimb, am supărarea în suflet că vom fi puși în situația ingrată, aș spune, de a închide școala Cornețel. Eu încă mai sper să o mai țin. M-am gândit și împreună cu doamna director la mai multe variante în care să o ținem funcțională. Deci nu vreau să fie oprită activitatea mea, exclus. Ne vom gândi cu toții, chiar dacă va presupune un anumit efort, să spunem, și din partea comunei, a Consiliului Local. Deci asta ca să o știm cu toții. Regret faptul că s-a ajuns aici, dar asta este. Vom trece imediat, Așa, o altă chestiune. Am făcut toate diligențele, chiar ieri am fost și la Iași, pentru prima tranșă din 7-2, adică banii pe care noi i-am cheltuit și din care trebuie să ni se returneze și sunt ai bugetul local. Așa, și la prima rectificare o să încercăm să prindem niște bani pentru reparația mașinii de transport școlar. A doua mașină trebuie să fie funcțională. Aduce copiii din patru sate va fi o mare, mare problemă pentru toți. Deci pentru mine ca și primar, dar și pentru ei ca și școală, că trebuie să-și reașeze programul orar. Adică nu poate mașina într-un timp foarte scurt să ia, loc de să ia de la 6 dimineața de copii. Așa ceea ce este imposibil. Să-i cărăm, să-i aducem, să-i transportăm în siguranță. Voi face demersuri foarte insistente și aici cred că cei care sunt în zona puterii în special, dar nu doar. Nu fac la niște ofară, foarte, foarte serios. Discutați cu dumneavoastră să vă mașinați. Da, cred că toată lumea, inclusiv ceilalți care sunt pe poziție. Eu aș sugera ca acolo să închid școlile și mai ales când se cară din toată comuna copiii, să găsească formula să dea mașini mai mari, de capacitate mai mari, nu doar de 18 locuri, pentru că este un cost mai redus decât ceea ce presupune în momentul de față. Adică nu e vorba de a face, mânța de colo-colo. Deci eu fac datoria ca și primar să asigur funcționalitatea acelor mașini. Dar nu este chiar atât de lejer, atât de facil pentru copii și pentru școală în general. Deci trebuie să ne gândim la aspectul ăsta. Cam asta ar fi. Domnul primar, acel contract care a semnat dumneavoastră pentru cadastrarea flancului sudic, sau, da, sudic, da, zona de cadastrare. A spus că l-a semnat un sumă de 1.120.000 de lei. 1.550.000. Bani europeni. Nu mai e. 955.000 de lei pe CPI. A, deci 1.550.000. Bani vechi. A, deci 155.000 de lei noi. Bun, ca contractul la care l-a semnat este din bani care, cum s-au adică, se dă de la guvern și pentru
Da, e programul național. Păi da, deci prin acel program național, deci noastră ca ordonator de credit și ca primar al comunei, a semnat contractul cu o firmă. N-am semnat cu o firmă. Pregătiți. Am semnat finanțarea cu OCPI-ul pentru a primi acești bani, așa, în etapa următoare. Etapa care înseamnă 31 decembrie 2019, 31 octombrie 2019, timp în care trebuie să se facă toate operațiunile de măsurare pe zonele stabilite de OCPI. Planul ăsta, deci, să zicem așa, sudic, care a spus dumneavoastră, deci așa a spus că o să aibă luat niște lucrări. Deci nu sunt, deci obligatorii pentru la recomandare, la recomandare. Deci nu ca așa aleator am ales eu să dar ei insistă pe ăsta și da. Cine finanțează? Da, deci cine finanțează? Sunt interese naționale. Da. Să face o conductă pentru o entitate locală, pentru un interes național. Și cel în mod insistent să facem măsurătorile pe zona respectivă și noi și celelalte localități vecine. Începe și diluirii? Vedeți că s-a dat o ordonanță de urgență a Guvernului, numărul 31, din martie acum, oricum din 2018, care modifică legea 7 din 96. Și acolo se include exact ce spunea domnul. Deci ordonanța e dată săptămâna asta, e obligată în tot săptămâna asta, ea și-a produs efecte imediat. Am semnat și am rezolvat problema. Domnul, o întrebare dacă vreau să fac. Când fac măsurătorile. Da. Deci când vin cu măsurătorul cadastru. Și e cineva care deja are actul de proprietăzare cumpărare, cu intragularea făcută tot. Îl mai mută de acolo, îi mai schimbă ceva. Normal ar trebui să iei de la ei în calcul. Adică ăla și-a făcut, a plătit. Și lasă nu se trezească că nu e acum unde trebuie. Să mă pună în postura, să dau primăria de să mă pună iară. Ați atins o problemă. Nu știu acum dacă domn primar sunteți dumneavoastră și cunoașteți, nu sunteți obligați să știți chiar și toate. În momentul când vine, este o tablă, masa asta este o tablă, vine, cetățenii repartizați fiecare cu bucățica lui. Când vine și măsoară ăla cu firma de casă, omul are în titlul de proprietate o anumită suprafață. Când vine ăla, îi găsește ori mai mult, ori mai puțin. Cum iese? Îi faci precum e titlu. Deci cât titlu, mă? Ia din nou. Dar nu v-am întrebat pe dumneavoastră, domnule. Vă rog. Nu vă cercați, măi. Nu ești specialist. Eu sunt un om. Da, nu, nu. Deci, trebuie să respecte documentul respectiv, titlul de proprietate, act de vânzare, cumpărare, tot ceea ce a trecut în tabulare, în mod firesc trebuie să produc așa. Da. O dată. Doi. Acolo unde sunt situații, să spunem, când e mai mult, când mai puțin, dacă are un document, el nu poate să primească pe mai mult. Îți dai seama că încalcă un drept legal. Și nici mai puțin. Nici mai puțin. În mod firesc. Bun. Acum, să știți un lucru. Chiar am discutat. Dar dacă ne-l are din loc titlul de proprietate și al de țirii... Da, ce e dacă el are în mod firesc... Cum mai sunt situații încălătorite și când nu li se mai permis să eliberăm titlul de proprietate și mă au pe excavilan terenuri pe care oamenii îl folosesc. Înțelegeți? El intră în drept de proprietate. Și acum e obligat să... Și se intabulează dreptul de proprietate. Deci fără niciodată de probleme. Nu mai intervine. Deci este intervenția statului. Statul se ocupă. Bun. Deci nu cred că va fi cineva afectat că îi se ia un drept. Aici statul îi pui parafuse impuri. Întrebările sunt bune. Păi nu, îi pui parafuse impuri. Știți unde va fi? E posibil să existe o problemă? Acolo unde exploatarea terenului se face tot în suprafețe mici, adică individuale, s-ar putea să existe anumite lucruri care nu se sincronizează cu hârtia și cu terenul. Dar acolo unde se face exploatare pe suprafață foarte mare, acolo e foarte ușor să așezi... Da, dar e ușor, dar dacă găsești pe zăpurile că faci pe aia deci, mare, găsești vreo 7 hectare cu... Rămâne rezervă la capăt de tabla. Dacă, după ce el face perimetru și stabilește exact dimensiunea suprafețului respectiv și constată că ce înscris mai suprafață mai mică decât realul, atunci la capăt de tabla trebuie să rămână suprafață. Și invers. Eu de asta am pus întrebarea. E o problemă atunci. Da. Eu de asta am pus o problemă. Că nu comisiile când au măsurat, eu vă dau caz concret în Zlobozia, era tapez
și-au măsurat pe baza mare și s-au adunat în capul 2. Nisipul, și mărăcitul la fel la un... Înțelegeți? Sunt suprafeții unde nu ies. Deci era ca pe și le-a zis, băi, lasă pe ață, pe reciculat și nu mai ies. Mai este o problemă. O, comisia deșteaptă. Domn privat, terenul a intrat în circuitul civil din 90, da? Da. Mă rog. Eu dat în titlul de proprietate, hai să zicem o suprafață X, din 25 de ani. El din 90 când i-a măsurat comisia acolo, are 27 de ani în loc 25. Ce face cu aia 2 ani? Păi de la vecin. Aia rămân. Nu-s de la vecin. Aia rămân. Rămân de rezervă. Nu-s de la vecin. Are și vecinul una. Are toți câte un an în plus. A măsurat cu da, mai acolo are 1-3 minus. Nu! Iorică, măsura nivel de localitate, spune experiența de ani de zile. Toată lumea are oameni 2-3 impus. Ai văzut? Vă spune, cum au invitați care vor urmă. Eu am fost la locozire, am fost în spate de zile. Eu, părerea mea este... Părerea mea este că atâta timp cât omul o deținut fără ca să fie deranjat în posesii din 90 și până în prezent local acolo pentru un an, doi, eu cred că ar trebui să...